Episcopul Vasile Someșanul a fost înmormântat astăzi în cripta ierarhilor de sub altarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Foarte mulți credincioși au venit să-și ia rămas bun și să înalțe rugăciuni pentru sufletul său. A rămas în conștiința tuturor ca un ierarh blând și milostiv. În Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, unde a fost depus trupul episcopului Vasile Someșanul, un sobor de ierarhi a săvârșit Sfânta Liturghie sub protia înalt preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Cuvântul de învățătură a fost rostit de înalt preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, care a vorbit despre învierea cea de obște și despre calitatea de părinte duhovnicesc a ierarhului trecut la Domnul. Ne-am adunat astăzi mai mulți episcopi, unii veniți de departe, alții de aproape, pentru a ne lua rămas bun, a-l însoți cu rugăciunea noastră pe preasfințitul Părinte Vasile, a ne lua rămas bun de la el, pentru că și el la rândul lui ne-a însoțit în toate zilele vieții lui de slujitor al bisericii, preot, duhovnic, stareț, episcop apoi, pentru unii dintre noi chiar episcop de aici a fost stareț și duhovnic, pentru alții a fost duhovnic, pentru alții s-a rugat, credincioși de-ai noștri și din străinătate care trăiesc pe toate meleagurile Europei și pe alte continente, ne-a însoțit cu rugăciunea, ne-a vizitat cât a fost în viață de mai multe ori în mitropolia noastră și de aceea am venit astăzi să ne luăm rămas bun de la dânsul. Și nu este un loc și un moment mai bun pentru noi creștini de a ne lua rămas bun de la un frate al nostru, episcop, preot, slujitor al bisericii sau creștin, decât Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. După Sfânta Liturghie, în piața Avram Iancu a fost săvârșită slujba înmormântării. Apoi, înalt preasfințitul Părinte Andrei a citit mesajul de condoleanțe al preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Am aflat cu multă durere în suflet de trecerea din această viață a preasfințitului Părinte Vasile Someșanul, fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, arhipăstor misionar și harnic, promotor și apărător înțelept al spiritualității și tradiției ortodoxe românești, cu o bogată activitate social-filantropică, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod, cu preoții, cu monahii și credincioșii îndoliatei arhiepiscopii a Vadului, Feleacului și Clujului, înălțăm în aceste zile rugăciuni pentru odihna sufletului său, în lumina, pacea și iubirea preasfintei trăim. Înalt preasfințitul Părinte Andrei a vorbit în continuare despre smerenia și evlavia episcopului Vasile Someșanul. A fost un om credincios, foarte credincios. Atunci când te întâlneai cu el și vorbeai cu el, intuiai că are o legătură puternică cu cerul și plecai acasă mângâiat. A fost un om credincios, a fost un om smerit, parcă l-a auzit pe cuviosul Ioil, care zice, fără smerenie, omul nu poate vedea fața lui Dumnezeu pentru trup. Smerenia stă în post, în priveghere, în a duce o viață aspră și austeră, în a o practica în general asceza, smerenia. În viața trupească, asceza stă în lucrarea trupului, care și el participă la smerenia omului smerit. Oricum, Lădica Vasile a fost un om smerit, a fost credincios, a fost smerit. Încă două calități aș mai sublinia. Lădica Vasile a dus o viață curată și sfântă. Așa cum pe bună dreptate cineva într-un sintagmă spunea că în preajma lui simțeai că adie zefirul sfințeniei. Foarte mulți, poate toți, l-ați întâlnit vreodată. Acum, unii dintre noi l-am întâlnit înainte de a fi preot. Încă de pe atunci, viața lui curată, frumoasă, viața lui de rugăciune, ți se impunea.
ducea o viață de om sfânt. Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul a prezentat aspecte biografice din viața episcopului Vasile. Încercând o exprimare sintetizatoare, aș îndrăzni să spun că itinerariul vieții sale se poate prezenta ca o istorie personală pe modelul cum am vrut să mă fac sfânt, construit pe două direcții, până la sfârșit a iubit, până la sfârșit s-a smerit, pentru ca pe nici unul să nu piardă. Plecarea sa în eternitate poate fi descrisă în consecință drept săvârșirea într-o credință a unui suflet drept, iar icoana sa, în termeni liturgici, îl prezintă și îl reprezintă ca unul care și-a adus aminte de cei săraci, potrivit anaforalei Sfântului Ioan Gură de Aur. Episcopul Vasile Someșanul a fost apoi înmormântat în cripta ierarhilor. Un ierarh cu o latură socială foarte dezvoltată, rămân după dumnealui lucruri frumoase, lucruri cu care ne-am obișnuit, lucrurile pe care sper ca un număr cât mai mare dintre creștini să le urmeze și să facă fiecare măcar o parte din gesturile pe care Preasfințitul Vasile le-a făcut pe acest pământ. Atunci când l-am cunoscut și veneam la catedrală, mi-a ieșit în evidență dintre toți preoții care slujeau ca un om foarte luminos, fără să spună nimic cumva, fără să iasă în evidență cu nimic, atrăgea și asta am aflat și de la alții, că a tras pur și simplu prin simpla prezență. Și un alt lucru pe care l-am amintit foarte mult cu prietenii acum în discuțiile zilele acestea era faptul că Preasfințitul nu vorbea de rău pe nimeni. Era un lucru care, dacă îl provocai, nu puteai să scoți de la el ceva rău despre cineva. N-a judecat niciodată pe nimeni. Preasfințitul Vasile a fost un om al blândeții, al iubirii. Mie personal mi-a fost duhovnic încă începând cu mai bine de acum 20 de ani și preasfinția sa m-a și ajutat să mă apropii mai mult de Dumnezeu, de credință și sunt convins că pe foarte mulți oameni i-a ajutat să se apropie de Dumnezeu. Chiar și în ultimii ani în care am participat la Sfânta Liturghie, unde și preasfinția sa era prezent, se simțea așa o liniște și o pace, parcă de pe un alt tărâm. Îi vom fi oricum mereu, mereu recunoscători. Sunt Gabriela, nepoata preasfințitului. Pe lângă faptul că sunt nepoata dânsului, am avut și posibilitatea să lucrez cu el în cadrul Asociației Cristiana, unde am fost sprijin pentru mulți nevoiași. Poate nu l-am căutat destul, dar în gândurile noastre, dumnealui a fost în permanență și cu siguranță și noi în gândurile lui. Regretăm nespus plecarea lui, mult prea devreme, ar mai fi avut foarte multe de realizat pe acest pământ și ne rugăm ca Dumnezeu să-l aibă acolo în grija lui. Preasfințitul Vasile Someșanul a fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului în perioada 1998-2019. A trecut la cele veșnice în ziua de 8 octombrie, la vârsta de 72 de ani.